Bună, dragilor, eu sunt Bianca Popean, psiholog. Eu sunt Mihai Bășoiu, life coach. Și astăzi vorbim despre o carte minunată despre relații care a apărut la editura Herald, Cine e de vină, scrisă de John Kim și Vanessa Bennett. Ei sunt terapeuți de cuplu și sunt și cuplu în viața de zi cu zi. Așa cum suntem și noi cuplu în viața de zi cu zi. În cartea aceasta am găsit explicate multe lucruri pe înțelesul celor care sunt în cuplu, însă astăzi vrem să ne oprim asupra unui aspect destul de important, spunem noi, într-o relație, acela de conceptul de suprafuncționare și de subfuncționare. Ce sunt aceste concepte? Sunt o dificultate de comunicare, sunt o reacție comportamentală la anxietate, la vulnerabilizare. La frica de a fi rănit. Exact. Aceste, să zicem, mecanisme de relaționare sunt dobândite în timpul copilăriei, în sânul familiei, uneori din societate și sunt exersate de atât de multe ori încât la un moment dat devin practic mecanismele noastre relaționale înrădăcinate. Practic acestea sunt, cum am zis și la început, niște modele relaționale și ele funcționează împreună. Un model subfuncțional cu un model suprafuncțional. Iar acum, dacă e să o luăm și în cazul nostru, eu cred că sunt cea care am fost suprafuncționat. Eu cu siguranță sunt cel care a subfuncționat. Și dacă e să le descriem așa pe scurt, o să încep eu cu suprafuncționarea. Sunt acele persoane care termină propozițiile în locul celorlalți când văd că aceștia nu au cuvinte sau au dificultăți în a-și găsi cuvintele. Sunt cei care dau sfaturi unui prieten stresat chiar dacă acela nu cere acel sfat. Sunt cei care hotărăsc locul în care merg cu gașca, să zicem, în oraș. Da. Sunt cei care fac un anumit lucru pentru o persoană, chiar dacă acea persoană poate să facă singură acea activitate, doar pentru că ei știu sau se pricep sau pot să facă mai repede. Tot așa, cei care suprafuncționează sunt cei care creează un plan alternativ secret în cazul în care cineva nu o să se descurce. Sunt cei care lasă instrucțiuni pentru o sarcină foarte simplu, lucruri mărunte, dar ei totuși lasă instrucțiuni pentru asta. Cei care suprafuncționează sunt cei care vorbesc și umplu golurile atunci când sunt acele momente stânjenitoare de pauză în discuții și sunt aceia care cumpără, mi-a plăcut asta, cumpără o carte de dezvoltare personală de care crede că tu ai avea nevoie. Da. În același timp, subfuncționarea poate fi oglindită prin comportamente precum eviți sarcini zilnice la care nu te pricepi, pentru că nu vrei să fii considerat incompetent, refuz să înveți lucruri noi, deoarece perechea ta oricum face mereu lucrurile în locul tău, îi cer permisiunea perechii tale pentru orice și pentru lucruri mărunte în general, petreci ore în șir pe rețele de socializare în loc să rezolvi sarcinile. Știind că nu te poți ridica la standardele partenerei, renunți la a face lucruri. Știi cu certitudine că familia sau perechea ta te cred irresponsabil, neglijent sau imatur. Ai un birou sau spațiu de lucru dezorganizat. Iată cum sunt aceste două modele relaționale, care se întâlnesc în, cred, în aproape toate relațiile. Mama mea avea o vorbă și mi se pare că se poate aplica foarte ușor, că cumva la o căruță nu se bagă doi oameni la fel. Deci iată că un model de suprafuncționare funcționează cu un model de subfuncționare. Important este ca cei doi parteneri să-și dea seama care, în ce model se află. Conștientizarea întotdeauna e importantă. Asta este primul pas. Și apoi să lucreze cumva fiecare, cel care e în subfuncționare, să încerce să facă mai multe din lucrurile pe care nu-și dă voie să le facă, iar cel care suprafuncționează, și arăt către mine pentru că și eu a trebuit să-mi învăț lecția asta, să îl lase și pe celălalt, să-i ofere spațiu celuilalt să facă, astfel încât să ajungă cumva la o armonie și la un numitor. Exact, practic să aspirăm către un echilibru.